Fiecare copil are o zi în care s-a născut. Așa este? Da. Da. Însă cel mai bine își aduce aminte de ziua aceea mămica. Ea știe cum erați voi micuți, cum erați așa de neputincioși, însă erați așa de drăgălași. Sărbătoritul nostru din ziua de astăzi este... Cine știe? Știe cineva? Domnul Iisus Hristos. El s-a născut într-o iesle sărăcăcioasă în cetatea lui Betleem. Haideți să vedem copilașii care ne prezintă sceneta. Da? Avem aici pe Iosif și pe Maria. Avem părinții lui Maria. Avem aici păstorii. Avem cu noi și magii. Avem cu noi, cum bine se vede, îngerașii. Însă avem și pe împăratul Irod, care nu este un împărat prea bun. Irod nu e un împărat prea bun. Însă avem și un povestitor care ne va spune exact povestea cum Domnul Iisus s-a născut, cum a venit El între noi oamenii. Așadar, haide să fim atenți și să-i urmărim cu toții. Vom începe printr-o colindă spre slava lui Dumnezeu. Dacă nu iese nimic, ești într-un loc și poate nu... Dacă te oprim, nu mai iese nimic. Făgăduise mila Tatălui Divin Ceresc să împlinească tot ce Duhul Sfânt grăise prin proroci, să se împlinească de Fecioara ce va naște pe Împăratul noi înviere, pe Mesia ce coboară întrupându-se ca noi să ne mântuie de moartea și o sânta de apoi. Și iată cum a fost nașterea lui Iisus. În luna șasea, în cerul Gazării, a fost primit de Dumnezeu într-o cetate din Galileea, numită Nazaret, la o fecioară, logodită cu un bărbat numit Iosif, din casa lui David.
Numele Fecioarei era Maria. Eu cred că dacă jupăcaturile pe fetele Daniel, noi trăim acele vremuri. Maria, vezi, trebuie să aduci niște ulei pe tron și provizii pentru cine? Și într-o noapte, în timp ce Maria dormea, odaia ei s-a umplut de o lumină strălucitoare. Acolo, în lumină, stătea în cerul Gabriel, care i-a zis. Negăciune, ce e așa mare? Pământul este cu tine, Dumnezeu, și cu tine. Tulburată, foarte multe cuvinte la Așa s-a întâmplat în Betlehem. Merge repede acolo, veți găsi pruncul învelit în scutece și culcat într-o iestele. Nu. Și deodată... Și deodată coborâră alți îngeri, parcă erau 1000. Ei cântau un cântec minunat. Și deodată, niciodată n-a auzit așa cântec. Care zicea, slavă lui Dumnezeu, cerul pe pace pe pământ. Între oamenii pe cuvânt lui. Atunci ne-a spus unii altora, haideți repede la Betlehem. Mântuitorul s-a născut, ce minunat! Și-am plecat tot și-am venit în data să-l vedem. Dar suntem fericiți că putem să te vedem.
după ce s-a născut Iisus în Betlehem în Iudeea, în zilele împăratului Irod, iată că au venit niște mari din răsărit la Ierusalim și au întrebat: unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Fiindcă i-a văzut iaua și l-a răsărit. Într-o seară, cei trei magi privesc stelele. Uite-te pe binochiul! Și deodată... Strălucitoare, văd pe cer. N-am mai văzut așa ceva. Chiar așa? Dă-te-vă și eu. Ce stea strălucitoare, ce raze are! Parcă cele care din Ghimir spunea despre ostia. Maicoțile alea în vechi. Stai să le caut. Am găsit-o. Uite, aici scrie așa. Îl văd, dar nu acum. Vien, dar nu de aproape. O să iară sal din ea, că mă doia pe cămâire, ridic în dinuie sal. Asta este iaua. Să merge, să se închină împăratul născut. Să duce în stadă. Noi ne închinăm lui.
plecați, duceți-vă de căutați pruncul, cercetați cu deamănuțul.